Bună ziua, este momentul în care începe Actual Regional. Sunt Tiberiu Saș și vă propun să discutăm astăzi despre afaceri europene. Ne aflăm în Parlamentul European, unde vom afla mai multe despre drepturile minorităților în Uniunea Europeană, despre importanța fondurilor de coeziune, mai ales că dezvoltarea regională trebuie să rămână un pilon important în fața politicilor europene, dar discutăm și despre România, care va prelua, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru 6 luni responsabilitatea președinției una dintre cele mai importante instituții, Consiliul Uniunii Europene. Pregătirea și derularea acestui mandat reprezintă și trebuie să fie o prioritate națională. Vorbim și despre toate acestea cu doamna Norica Nicolai, sărut mâinile, doamnă, bine ați venit, și domnul Iuliu Winkler, ambii eurodeputați. După cum vă spuneam, începem discuțiile cu drepturile minorităților și prima dată mă adresez dumneavoastră. Dumneavoastră, domnule Winkler, ați declarat, da, la Balvanioș că după 11 ani de apartenență la Uniunea Europeană, situația comunității maghiare din România s-a înrăutățit considerabil prin încălcarea drepturilor sentimentale antimaghiare intensificându-se. Ce ați vrut să exprimați prin înrăutățirea situației? Este vorba, evident, despre situația din punct de vedere al respectării drepturilor minorităților. Acesta a fost contextul declarației mele și această înrăutățire poartă și un nume, și anume este vorba despre dilema de la Copenhaga, așa numim noi această dublă măsură care se manifestă înăuntru și în afara Uniunii Europene, concret în procesul de aderare, în cadrul dosarului cu privire la criteriile politice, există și expectanțe ale Uniunii Europene vis-a-vis de respectarea drepturilor comunităților, minorităților naționale. Folosirea limbii materne, educația în limba maternă, cultura, accesul la dezvoltare și așa mai departe. După aderarea la Uniunea Europeană, aceste criterii dispar, pentru că în interiorul Uniunii Europene nu există reguli comune care s-ar referi la protejarea minorităților naționale sau a grupurilor lingvistice. Și aceasta este o dilemă. De ce afară și de ce nu și înăuntru? Evident, știm foarte bine, Uniunea Europeană este o instituție internațională, da, care are reguli. Aceste reguli definesc domenii comune și domenii de exclusivitate ale statelor membre. Și protecția minorităților este un domeniu care aparține, conform principiilor subsidiarității, deocamdată statului membru. Noi credem că ar fi bine să avem și reguli la nivelul Uniunii Europene și pentru aceasta milităm, încercăm să facem o construcție politică care să vină la nivelul Parlamentului European, la nivelul Comisiei Europene și să spună, iată, există niște reguli pe care toți trebuie să le respectați, așa cum aceste reguli sunt aplicate în procesul de aderare, ele trebuie să fie aplicate și după aderarea la Uniunea Europeană. Doamna Nicolai, s-a discutat foarte mult despre acest subiect și la Bruxelles și în România, în Parlament, la Guvern. Dumneavoastră, cum vedeți acest lucru? Eu pot să înțeleg și chiar să și salut preocuparea teoretică a colegului meu. Nu am niciun fel de problemă să gândim un mecanism de protecție a minorităților în Uniunea Europeană, însă și eu și Iuliu trebuie să fim destul de realiști, să înțelegem că spre un final de mandat, un an până la finalul mandatului și al Parlamentului și al Comisiei, într-o conjunctură geopolitică nu foarte favorabilă, pentru că am văzut reacția Uniunii Europene cu privire la ce s-a întâmplat în Catalunia. Nici măcar la Bruxelles nu a existat o intenție de a discuta cu minoritatea catalană pentru a vedea care este problematica. Nu-i dau foarte multe șanse, dar este un subiect pe care cred că merită să-l discutăm așezat în mandatul viitor, pentru că este un subiect pe agendă, nu în România, unde noi ne înțelegem, sigur, mai sunt și discursuri de ostilitate, dar în fond toți muncim pentru bunăstarea cetățenilor noștri, dincolo de ideologiile și apartenențele politice care ne separă, dar avem preocuparea comună față de cetățean
Și în acest context putem să discutăm și despre mecanisme de protecție a drepturilor la Bruxelles, pentru că deocamdată, așa cum bine spunea Iuliu, subsidiaritatea obligă statele membre să aibă o viziune națională asupra subiectului. În mandatul viitor va trebui însă, cred, și politic să avem o discuție, pentru că sunt probleme și în Irlanda, sunt probleme și în Spania, sunt probleme și în Slovacia și cred că nu trebuie să ocolim acest subiect făcându-ne că el nu există. Nu pentru că ar crea posibilitatea unei dispute, nu. Toți trebuie să găsim soluții pentru coeziune, să trăim împreună în Uniunea Europeană și să menținem Uniunea Europeană, pentru că divizarea nu este o soluție, cred că nici pentru cineva, un om politic care vine dintr-o minoritate națională. Vreau să, dacă doriți să adăugați ceva? Este evident că vorbim aici de planul pe termen lung, deși este tot așa de evident că nu în câteva luni sau nu acum, pe un final de mandat, se pot obține rezultate spectaculoase. În același timp, aș vrea să spun că dezideratele minorităților naționale și ale grupurilor lingvistice, pentru că ele sunt foarte numeroase în Uniunea Europeană, nu sunt neapărat formulate doar în plan politic. Deci nu doar politicienii de la UDMR, de la comunitatea germană din Ungaria sau comunitatea maghiară din Slovacia, comunitatea friziană din Olanda, și putem să dăm exemple numeroase, nu doar politicienii vin să solicite un asemenea suport și un asemenea sprijin și recunoaștere, dar și societatea civilă vine să ceară același lucru. Și am avut recent un succes important, pentru că societatea civilă a inițiat acel demers numit Minority Safe Pack, deci pachetul de protecție pentru minorități, care a fost o inițiativă cetățenească, este o inițiativă cetățenească europeană, care a obținut 1.320.000 de semnături din toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci undeva acest suport civic, această mișcare civică, se va întâlni cu intenția politică și cu planurile politice și, evident, dacă nu se va putea, și sunt convins că nu vom obține rezultate în acest mandat al prezentei Comisiei Europene, dorim să continuăm și în viitor să avem acest dialog cu majoritatea, pentru că suntem ferm convinși, atât în România, noi maghiarii sau celelalte minorități, dar și colegii noștri minoritari din alte state membre, că numai dialogând cu majoritățile vom putea obține rezultate. Deci dorim să dialogăm, am propus chiar un pact, o înțelegere interetnică, un pact interetnic și în România, dar înțelegeri care să transceadă politicul, deci dincolo de partidele politice, dincolo de puterea actuală a coaliției de guvernare din fiecare stat, dorim să avem o asemenea înțelegere în care majoritățile spun, ok, vă înțelegem, vă sprijinim, pentru că voi sunteți o bogăție pentru fiecare din statele membre. Tiberiu, vreau să adaug o chestiune care este recentă, dar spune foarte mult despre realitate. În Parlamentul European ne confruntăm cu o grevă a traducătorilor. Sunt foarte nemulțumiți pentru condițiile de lucru, dar cu această ocazie am constatat un declin al multilingvismului în Uniunea Europeană. Am constatat că aproape 97% din modulul de traducere reprezintă limba engleză, 12% limba franceză, iar celelalte țări, inclusiv noi și alții, avem un trunchi de traducere, cum spun ei, limbajul profesional, foarte, foarte redus. Deci este o tendință de uniformizare, inclusiv a abordărilor lingvistice, care e globală. Știm foarte bine că toată lumea folosește engleza când stă pe net și stă mult. Franceza foarte puțin în comparație cu limba engleză. Deci pentru noi trebuie să existe o preocupare cum ne conservăm identitatea culturală și lingvistică, și din acest punct de vedere suntem foarte deschiși să o facem, pentru că asta e cluiul Europei, diversitatea culturală. Dacă vom încerca să ne uniformizăm toți în plan național și în plan european, va fi o foarte mare greșeală și vom crea un risc major pentru viitorul Europei. Vreau să vă întreb, domnule Winkler, dacă Minority Safe Pack se referă și la minoritățile din afara țării, și mă refer aici la diaspora. O să ajungem și la noțiunea nouă de etnospora. Vedem despre ce este vorba, doamna Nicolae, o să vedeți niște lucruri interesante pe care le aflăm de la domnul Winkler, dar vreau să vă întreb de diaspora.
De ei cine se va ocupa până la urmă? Cum trebuie să facem distinția? Evident că inițiativa cetățenească este în Uniunea Europeană. Deci evident că dacă dorim ceva, dorim niște reguli, niște abordări comune în cadrul Uniunii Europene, pentru că noi nu putem legifera în Ucraina sau în Serbia, acolo unde există și diaspora maghiară și diaspora românească. Am dat două exemple, dar fie evident că putem găsi alte exemple ale altor comunități, ale altor minorități. În același timp, și Serbia, care este un stat în curs de aderare, dar și Ucraina, care este un partener estic, au legături cu Uniunea Europeană. Ei sunt într-un proces de preluare a acquis-ului comunitar, a legislației Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, evident că există o transgresare a acestor inițiative și pot să vă dau un exemplu, care e un exemplu dureros sau neplăcut, atât pentru români, cât și pentru maghiari, situația legii învățământului din Ucraina, care vine și lovește în învățământul în limbile minorităților. Ei, sigur, știm foarte bine, Ucraina are o problemă cu minoritatea rusă, evident. În curs de a-și rezolva această problemă într-un mod cu totul neinspirat și cu totul nefericit, evident că ei lovesc în cele două comunități, comunitatea românească din Ucraina, importantă și comunitate vie și care trăiește și dorește să trăiască și dorește să rămână cu identitate română, fiind în același timp, evident, cetățenii ucraineni. Și aceeași situație este cu maghiarii din Ucraina, din Subcarpatia, care doresc să fie cetățeni ucraineni, asta este situația, dar în același timp doresc să-și păstreze limba, tradițiile, obiceiurile și să rămână o comunitate. Dacă nu ai școală, nu poți supraviețui. Deci, iartă-mă, Iuliu, că te întreb. Aici trebuie să menționez un lucru. Pentru noi, la Bruxelles cel puțin, am reacționat așa. Am făcut un bloc comun împotriva Ucrainei pentru a sprijini realizarea în mod european și la standard european a drepturilor minorităților naționale. Și eu și eu lucrând pe Euronest și pe spațiu estic mai mult, am făcut presiune asupra guvernului. Eu am fost la Kiev, am avut discuții numeroase cu oficiali importanți, cu președintele Radei, cu miniștrii din cabinet. Am ridicat public această problemă. Toți facem presiuni pentru a forța statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene să se acomodeze unui standard de respect față de minorități, ceea ce nu e cazul în Ucraina, și sper să avem aceeași presiune comună și de la București spre Kiev. Și de la Budapesta. Până la urmă, domnul Meleșcanu cu domnul Siarto de mai multe ori au adus în discuție problema legii învățământului din Ucraina. A fost foarte corectă abordarea și nu trebuie să... Vor conlucra cele două țări pentru a pune la punct, sau mă rog, a influența cât de cât politica în Ucraina? Din punctul meu de vedere, noi anul viitor România are președinția și sigur Ucraina are nevoie de un sprijin european major. Dorește o finanțare substanțială și așa cum, de pildă, Moldovei îi impunem condiționalități politice, din punctul meu de vedere, va trebui să impunem condiționalități politice Ucrainei pentru a accesa această resursă europeană, care reprezintă banii cetățenilor europeni, inclusiv ai maghiarilor și ai românilor. Și în aceste condiții, dacă Ucraina vrea să primească bani europeni, să facă bine să respecte standardul european față de minorități. Eu o să-i propun lui Liviu să provocăm și o rezoluție în acest sens a Parlamentului European, pentru că tot avem tradiția condiționalităților politice. Noi suntem doctor în asta, apropo de Schengen, nu intrăm pentru că avem... Și din cealaltă parte. L-am cunoscut și din cealaltă parte. E, acum va trebui să utilizăm și noi această pârghie pentru a forța un stat să se comporte european. Mai ales că doresc să fie într-o zi membri ai Uniunii Europene, dar oricum doresc să fie mai apropiați de Europa. Bun, avem un minut, putem să dăm și un exemplu pozitiv, ca să fim și cu zâmbetul pe buze în ceea ce privește minoritățile din diasporele maghiară și română. Și acest exemplu pozitiv cred că îl găsim în Serbia. Sigur, nu vreau să pictez o imagine foarte, foarte, foarte optimistă, pentru că Serbia, pe calea către Uniunea Europeană, mai are multe probleme de rezolvat, însă, în ceea ce privește minoritățile română și maghiară care trăiesc în Voivodina, există niște forme de autonomie locală, există niște forme de autonomie comunitară care acolo sunt prinse în lege. Există astfel posibilitatea pentru comunitatea maghiară importantă din Voivodina, dar și pentru comunitatea românească, de a
avea școli în limba maternă, de a fi prezenți la administrația publică locală, ceea ce este foarte important. Și acum avem acest proiect foarte frumos, mi se pare mie, Timișoara, capitală culturală europeană în 2021, împreună cu, cu Novi Sad, cu capitala Voivodinei, capitala neoficială sau oficială a regiunii Voivodina. Eu cred că aici avem iarăși o ocazie de a colabora, dar și de a ne extinde atenția și sprijinul către diasporele noastre care trăiesc în acea regiune. Da, trebuie să, și probabil cu asta încheiem subiectul, trebuie să urmărești un raport pe progresele Serbiei și să vezi câte amendamente facem cerând să se întărească acest lucru. Și aici avem același tip de comportament și aceeași determinare. Că să ajungem la o formă de civilizație decentă pentru toți. Vreau să vă întreb despre comunitățile dispersate. Dumneavoastră o să aveți o întâlnire cu câțiva membri din UDMR. Să ne explicați un pic cine are grijă de aceste comunități dispersate. A apărut și un cuvânt nou, etnospora, da? Diaspora, etnospora. Și întrebarea o lansez și pentru dumneavoastră, pentru că există comunități dispersate de români. Și atunci să vedem cine are grijă de acești oameni, pentru că doar la vot se pare că avem grijă de acești oameni și după aceea cam uităm. Domnule Winkler? Deci e o preocupare specifică pentru că avem o situație atât de diversă în Transilvania, noi maghiarii. Există zone în care suntem în majoritate locală, Covasna, Harghita, știm foarte bine, în Ținutul Secuiesc. Există zone în care suntem undeva la egalitate, să spunem, cu comunitatea majoritară. Noi numim aceste zone sau această situație de viață un model interetnic, o situație interetnică, deci la Oradea, la Satu Mare, în alte regiuni, unde comunitatea minoritară e suficient de puternică pentru a-și trimite consilieri în Consiliul Local, în Consiliul Județean și care să aibă grijă și de reprezentarea politică, dar și de cea comunitară. Și avem acele regiuni în care noi suntem într-o minoritate foarte, foarte adâncă. Deci comunități de 3, 4, 5%, numim asta, am încercat diverse denumiri, comunități dispersate, adică cele în orice caz care sunt mai puțin de 10%. Gândiți-vă la maghiarii din Alba, din Hunedoara, din Sibiu, din Mediaș, din Bistrița, din Baia Mare, Maramureș. Am avut un concurs, o competiție pe care am inițiat-o, pentru că, iată, nu ai un cuvânt potrivit ca să descrii aceste comunități. Ele, da, sunt comunități dispersate, dar am avut un asemenea concurs și un jurnalist și om de litere din Oradea, un foarte respectabil membru al comunității noastre, Siladi Olodar, a creat un cuvânt nou și l-a propus acest cuvânt pentru aceste comunități, etnospora, adică o comunitate care a rămas pe locul de trai, pentru că nu am emigrat, nu am plecat niciunde. Ei sunt acolo unde au trăit și bunicii și străbunicii lor, dar au ajuns să fie sau au fost dintotdeauna într-o minoritate atât de mare încât le este greu să supraviețuiască fără un ajutor extern. Extern însemnând exterior comunității. Și atunci UDMR are un plan special pentru aceste comunități, dar în ultima vreme ne-am adresat din ce în ce mai mult Budapestei și am cerut de acolo programe speciale pentru aceste comunități. Spre exemplu, școlile, care știți foarte bine finanțarea per capita în România, chiar cu acea discriminare pozitivă pentru școlile minorităților naționale, pur și simplu nu poate să asigure calitatea învățământului și a procesului educațional pe care ne-o dorim noi ca să rămânem competitivi. Și atunci ai nevoie de un autobuz școlar, ai nevoie de un cămin bine utilat pentru tine, pentru copii. Ai nevoie de condiții de siguranță și ai nevoie, în primul și în primul rând, de un învățământ de foarte bună calitate. Asta încercăm să asigurăm, iar această noțiune. Eu trăiesc la Hunedoara, m-am născut și trăiesc acolo, într-o asemenea comunitate de etnosporă și este foarte, foarte motivant pentru mine să gândesc pentru aceste comunități și pentru viitorul lor. Bun, TVR Cluj a avut o campanie legată de românii din Ungaria, se poate vorbi cam la același nivel. Și acolo sunt comunități de români izolate. Bine, politica statului maghiar e un pic probabil mai deschisă, dar ce face statul român, doamna Nicolai, în cazul românilor care trăiesc în țările vecine României? Sigur, câteva programe au existat. Nu au fost atât de mare consecvență în a sprijini comunitățile bloc, pentru că nu cred că poți avea o astfel de abordare în situația în care, în Uniunea Europeană fiind, ai o comunitate semnificativă de români
într-o localitate și statul român poate, se poate implica. Eu înțeleg această implicare a României pentru comunitățile românești din afară la niște standarde, fără o preocupare deosebită, pentru că fiecare, mai ales comunitatea recentă românească, care este masivă, dar este datorită migrației și suntem în prezența unui alt fenomen demografic decât situația unor comunități într-un anumit spațiu, există preocupare pentru a le ajuta să-și mențină identitatea culturală, socială. Nu poți însă ca stat să ceri un alt stat sau să impui anumite standarde obligatorii, pentru că cel puțin în cazul nostru, fiind țări membre ale Uniunii Europene, trebuie să ne conturăm comportamentul în această regulă. Dar ceea ce se întâmplă cu comunitățile din Transilvania, aceste comunități dispersate, după părerea mea, este un lucru foarte firesc și foarte decent pentru un partid politic care reprezintă această minoritate să sprijine procesul educațional. Și nu s-o facă discriminând majoritatea, ci dimpotrivă, pentru că în foarte multe școli accesul este comun. Dacă toți ca partide politice am sprijinit procesul educațional, pentru că asta, după părerea mea, explică marea noastră confruntare și dramă pe care o avem astăzi public, atunci lucrurile ar merge mult mai bine și mi se pare absolut normal și nu văd nicio problemă dacă cineva, o organizație, un stat, te ajută să faci asta. Eu așa gândesc ca și abordare. Deci să depășim formulele de ostilitate și de retorică pe care le cam îmbrățișează politicienii, în special în pre-campanii și în campanii electorale, și să găsim împreună o formulă de construcție. Pentru că vrem, nu vrem, istoria ne-a pus împreună în locurile astea și probabil tot împreună alte generații. Sper că niciodată nu vor încheia istoria acestor locuri. Eu, dacă se poate să formulez doar un gând, pentru că aș vrea să formulez și sunt foarte încurajat de cuvintele Noricăi Nicolae și aș vrea să formulez un gând pozitiv. Atunci când dorim finanțare pentru învățământ, pentru cultură, pentru păstrarea noastră, pentru viitorul comunităților, se pare că suntem o povară pentru majoritate. Și eu asta aș vrea să subliniez, că nu suntem o povară și nu vom fi niciodată, ci dimpotrivă suntem o bogăție. Așa cum o comunitate recentă românească, în Italia sau în Spania, este o bogăție pentru că acea țară și inteligența și creativitatea românilor acolo vin să aducă niște bănuți în plus la PIB-ul acelei țări, fie că se numește Germania, Franța sau Italia sau Spania, și noi, la rândul nostru, suntem contributori la ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității, ideile noi și așa mai departe. Deci nu suntem nici într-un caz o povară și dorim să nu fim priviți ca o povară, ci dimpotrivă să fim priviți ca o resursă și ca o bogăție. Vă mulțumesc că ați vorbit de bogăție. Trec la politica de coeziune, că aici e vorba de foarte mulți bani. Spun așa, comisarul Corina Crețu a anunțat o reducere cu 10% a bugetului pentru coeziune în viitorul cadru financiar. România și Bulgaria ar putea primi mai mulți bani, în timp ce țările din grupul de la Visegrad ar pierde sume importante. Bun, până aici am înțeles. Problema e, doamna Nicolae, cu România. De ce să primim noi mai mulți bani dacă nu îi atragem? Că am văzut că până acum nu stăm super bine. Toată lumea zice că stăm bine, dar nu e atât de bună cifra aia de... Nu avem proiecte mari. Am văzut și eu declarația doamnei Crețu. Nu este nimic decis în momentul de față. Este o intenție. Ce se va întâmpla cu fondul de coeziune va fi un subiect politic major și pentru Parlament. Cu siguranță. Trebuie să vă spun că mă aștept la o reducere a fondurilor din coeziune, mai ales că încă Comisia nu a venit cu o analiză foarte clară a impactului Brexitului asupra bugetului Uniunii Europene. Nu prea știm foarte bine, speculăm tot timpul cât pierdem, cum vor regândi politicile în așa fel încât să dimensionăm bugetul. Am văzut că s-a încercat APA cu o propunere de majorare a contribuției statelor membre și nu există deloc susținere și multă fericire. Toată lumea se confruntă cu astfel de probleme, deci la nivel de intenție, da, putem discuta. Problema însă de acces este a noastră. Nu este a Uniunii Europene. Și eu salut faptul că ALDE a contribuit la un proces de simplificare. Sper ca în curând guvernul să promoveze o ordonanță de urgență și vă dau o știre în premieră,
la care a lucrat unul din consilierii ALDE, până recent consilier al premierului Dăncilă, dar asta a fost singura lui contribuție majoră, pentru că vă mărturisesc sincer, când identifici aproape 20 de legi care au implementat directive europene și care au fost traduse greșit, interpretate greșit, ba dimpotrivă au făcut din regulamente și nu era cazul conform acquis-ului comunitar proiecte de lege și au făcut un pachet de blocaj birocratic care ne-a dus în această situație. Eu pot să înțeleg și teama, pentru că de 12 ani, de când abuzul din serviciu a devenit așa ca un fel de sacoșă de plastic utilizată la cumpărăturile politice și toată lumea se teme ca în această sacoșă să nu cumva să intre și vreun proiectel făcut de un ales local sau o comunitate locală, dar și acest pachet de blocaj este teribil. Dacă nu ne vom trezi și sper să adoptăm în regim de urgență acest pachet, riscăm să pierdem major la fondul de coeziune. Să știți că am stat de vorbă, domnule Winkler, cu primari care atrag foarte mulți bani, primari de comune care atrag foarte mulți bani europeni. Știți de ce s-au plâns? De birocratizare. Da. Cum o să reușim? Doamna Crețu mi-a spus de nenumărate ori că e nevoie, că vor face. Când și cum? Pentru că dacă continuăm vorba domnului Nicolae, nu facem nimic dacă stăm într-un loc și se pierd bani. Deci, în primul rând, haideți să ne uităm la cifre. Acum suntem în perioada de programare, bugetul multianual european de 7 ani, știți foarte bine, 2014-2020. Am trecut de jumătatea perioadei și suntem undeva pe la 10% cu absorbția fondurilor. 14%. Nu îndrăznesc să spun o cifră, pentru că întotdeauna cifrele de la București sunt diferite de cele de la Bruxelles. Și atunci eu spun întotdeauna în jur de. Parcă am mai multă încredere în cifrele Comisiei Europene în situația aceasta, pentru că cele de la București de multe ori au fost inexacte și nu vreau să intru în amănunte. Deci stăm la acest grad de absorpție mizerabil, este într-adevăr mizerabil, și dacă ne uităm un pas înapoi să vedem ce am făcut în 2007-2013, atunci observăm că după prelungirea care s-a întâmplat aici în Parlamentul European, N+2 care a devenit N+3, adică am avut 3 ani de prelungire a perioadei de 7 ani, a reușit să ne apropiem de 90%. Deci încă cu această prelungire de 3 ani am pierdut în jur de 2 miliarde de euro bani de coeziune puși deoparte la un moment dat pentru România și nefolosiți în România. Cauza, și trebuie să fiu de acord 100% cu colega mea, Norica Nicolai, cauza este în primul și în primul rând birocrația dâmbovițiană. Deci nu e problema atât la Bruxelles, cât este problema acasă. Noi venim la București prin autoritățile de management, prin toate reglementările pe care noi le aducem suplimentar față de regulile de la Bruxelles, venim și în loc să încercăm să simplificăm, să ajutăm beneficiarii, noi de fapt complicăm. Mai cerem niște ștampile, niște autorizații, niște semnături, niște semnături, evident, și care provin și din faptul că și sunt convins, domnule Sas, că dacă ați stat de vorbă cu primari, atunci ei v-au spus și faptul că în acest moment în România situația neîncrederii în autoritățile publice locale, a suspiciunii care planează asupra fiecărui donator de credite, pentru că la nivelul unei comune ai aceeași răspundere ca la nivelul unui ministru. Semnezi niște documente bugetare și acea semnătură te poate duce în fața instanței. Și atunci asta înseamnă că există un blocaj în România care este un blocaj foarte periculos, el trebuie dizolvat, ca să spun așa, trebuie soluționat cumva. Și încă un gând, dacă îmi permite să vă mai spun, avem această abordare cantitativă. Iată și noi acum discutăm de procente, de absorbție, 10%, 14%, câți bani am pierdut și mai departe. Mari. Dar povestea e următoarea. Nu banii sunt obiectivul, deci nu cheltuirea banilor. Obiectivul e modernizarea, obiectivul e să avem proiecte frumoase. Știți că încă în România se mai lucrează pe hârtie, da? Una din politicile de coeziune pe care se va pune punct în următorul exercițiu financiar va fi o Europa mai inteligentă prin inovare și digitalizare. Păi în România până se plimbă foi. Nu? Aici la Bruxelles s-a schimbat de câte am înțeles. Și România se blochează și pe procesele de
digitalizare. Haideți să fim serioși. Swift-ul la fondurile europene este, a fost element de blocaj până au găsit o soluție tehnică. Licitațiile. Da. Deci, indiferent cum s-ar lucra, pe hârtie sau digitalizat, important este să se lucreze pe proiecte viabile. Eu n-aș mai vrea să aruncăm banii pe fereastră, pe proiecte decorative, fără niciun fel de eficiență pentru comunități și să vedem în ce măsură o infrastructură critică de standard de civilizație poate fi realizată în România în următorii 5 ani. Pot încheia o dată cu canalizarea? Pot da oamenilor șansa să aibă apă direct? Atunci haide să prioritizez să fac asta și în momentul în care am făcut, sigur, pot să fac și 10.000 de parcuri. E necesar. Am nevoie de aer curat, da, am nevoie de un mediu. Dar prioritățile trebuie să le analizez și să le realizez în așa fel încât să ridic gradul de civilizație al fiecărui cetățean care trăiește într-o comunitate. Și s-au făcut lucrurile astea. Trebuie să recunoaștem că dacă privim în toată țara comunități locale, ele au muncit. E adevărat că am văzut că sunt mult mai rezervate de când această formulă de represiune este din ce în ce mai prezentă public. Am discutat și eu cu primari care mi-au spus, doamnă, nu doresc să ajung la DNA. Nu fac nimic. Bun. Sunteți la guvernare, legislația trebuie probabil simplificată, modificată. V-am spus, este o știre. Noi am realizat ca ALDE acest proiect. Este un proiect, o ordonanță clar de urgență în care modificăm anumite texte și care sper să, în următoarele săptămâni, să o adopte guvernul în așa fel încât să simplifice lucrurile. Eu mă ocup în special, monitorizez fondurile de pescuit și avem tot felul de aberații care nu mă lasă nici măcar bruma aia de 167 de milioane de euro pe care i-am în mare parte pentru acvacultură, pentru că așa am decis neavând alte soluții, să-i utilizez. Deși există interes în business, există interes de locuri de muncă. Dar mai avem o problemă și cred că Iuliu poate să mă, să mă confirme. Noi mai avem o problemă a auditului. Deci nu se poate ca România să, prin formulele ei de audit, dar și prin anumite ministere, să fie mai catolice decât papa. Să aplice corecții pe care n-au niciun drept să le aplice. Noi am dat o formulă de toleranță la Bruxelles prin regulament, am spus clar că putem admite un 25% greșeală. Omul n-a pus semnătura unde trebuie sau, nu știu, a greșit ceva. Nu suspicionez frauda imediat. Știți că există o ordonanță care traduce 40, care traduce o directivă europeană care vorbește despre suspendarea fondurilor în cazul trimiterii în judecată? Asta spune în directivă, iar în România s-a tradus în cazul începerii urmăririi penale. Păi la cât suntem noi de mobilizați în mociri la asta, foarte mulți bani europeni s-au pierdut pentru că s-a găsit un prieten, între ghilimele, care a făcut o plângere la DNA. S-a început urmărirea penală în REM și s-au dus milioanele și locurile de muncă. Deci dacă continuăm în această tradiție, o să vorbim frumos și următoarea emisiune cu dumneavoastră despre fondurile de coeziune, dar nu o să le avem. Mergem la legislație. Bun. Brexit, bani europeni după 2020, campania pentru europarlamentare, sunt provocările României la președinția Consiliului Uniunii Europene. Este un subiect fierbinte despre care în țară nu se prea discută foarte mult. Probabil aici la Bruxelles se pune mai mare accent cu ce va trebui să facă România în cele 6 luni. Doamna Nicolai, s-au discutat la Parlament, scurt, Comisie, văzut, domnul Titus Corlățean ne-a subliniat vreo 4 elemente principale, dar cum se vede de aici? Care ar trebui să fie prioritățile României? România, sigur, fără îndoială, are și ea niște priorități și le-a fixat, dar aceste priorități, în opinia mea, sunt puse și vor fi puse sub semnul întrebării de realitatea europeană. Deci, vă spun foarte sincer, noi tehnic suntem pregătiți, deși au tot felul de discursuri, că n-am avea oameni care să știe să vorbească la Bruxelles, să intre într-o plenară, să negocieze niște dosare. Avem. Și vor fi, deja o parte sunt aici. Pentru noi, chestiunea majoră este gestionarea Brexitului, care este o chestiune politică ce ține de viitorul Europei și nu neapărat de o percepție românească. Toată lumea are aceste interese și cred că va fi un dosar foarte dificil de gestionat după ce văd că se întâmplă în Marea Britanie.
pentru România în special, și nu vorbesc din punct de vedere al drepturilor cetățenilor, dar eu sunt printre puținele țări care am excedent de balanță comercială cu Marea Britanie, am export de peste 1 miliard de euro în Marea Britanie și ce fac dacă îi pierd în economia mea, deci trebuie să monitorizez aceste negocieri. Va fi bugetul care, trebuie să recunoaștem foarte sincer, va fi una din marile probleme de dezbatere. Am văzut că doamna Crețu declara că statele de la Visegrad vor primi mai puțin, iar România și Bulgaria mai mult. N-aș sfătui o asemenea abordare din partea Comisiei, pentru că este o abordare care radicalizează Estul cu Vestul. Ori dacă vor coeziune și dacă ne vor și pe noi în această Uniune Europeană, nu doar ca piețe comerciale, atunci va trebui să discutăm foarte clar mecanismele de alocare, nu criterii subiective, stat de drept și alte lucruri, pentru că vă spun sincer, cred că și Iuliu a fost suficient de nervos pe premierul olandez, care ne-a spus că avem o problemă cu corupția, dar da, într-adevăr, România are o mare problemă cu corupția, pentru că a dat unei companii olandeze, firma Damen, un contract pentru a produce 2 fregate, ignorând total drepturile europene și directiva europeană de procurement. Deci are România o problemă, atâta vreme cât și Olanda are o problemă de corupție. Și cred că va trebui să știm, să încercăm să ne apărăm interesele. Nu sunt numai ale noastre. A fi tratat decent și fără criterii subiective politic este, cred că, o prioritate pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. E timpul și România să facă o prioritate din asta. Bulgaria imediat își termină mandatul, urmează austriecii, după aceea venim noi. Domnule Winkler, migrația, Schengenul va trebui să fie pe listă, problema Schengenului, sau vom discuta doar de migrație acum și rămâne Schengenul puțin mai la final pentru România? În foarte scurtă vreme vom vedea ce se va întâmpla în 28-29 la summitul care e dedicat în primul rând migrației, dacă nu cumva în ultima clipă se răstoarnă lista de priorități, pentru că vedem acum că am avut un mini-summit, un summit preliminar, o întâlnire preliminară, care nu a adus niciun fel de rezultate la nivelul concordiei. Deci nu știm și cum nu va trebuie aduce, să... Iuliu, și nu nici va aduce. Din avem un sistem, el se numește regulamentul de la Dublin, el se referă la refugiați și la cei care au un statut de asemenea natură sub legea internațională. Nu știm cum vrem să-l reformăm și nu știm încă cum facem diferența între refugiați, deci cei care au dreptul la un statut azil internațional, și cei care sunt migranți economici. Interesele statelor sunt diferite, reacțiile societăților vedem că sunt diferite în est și în vest. Nu cred că mai e nevoie să recapitulez, pentru că se vede foarte clar această ruptură între niște state care la finalul războiului mondial, în secolul trecut, după cel al doilea război mondial, au avut ca principală problemă dezmembrarea imperiilor coloniale, și aceasta a fost o problemă pentru societățile respective și o traumă grozavă pentru britanici, pentru olandezi, pentru francezi. Pe de altă parte, societățile din centrul și estul Europei, care după al doilea război mondial au căzut de partea proastă a cortinei de fier și în care în anii 40, finalul anilor 40, de fapt problema majoră a fost cea etnică. Au fost mutați comunități etnice în Ceoslovacia, în Slovacia, în Polonia, din stânga în dreapta, germanii au fost deportați, maghiarii au pățit ce au pățit și așa mai departe. Deci este vorba de două feluri de istorie distinctă care astăzi se manifestă în aceste două tipuri de reacții la diversitatea presupusă de migrație. Va trebui și noi, România, să găsim un răspuns pentru asta, pentru că avem o disperată nevoie de forță de muncă, pe de o parte. Avem această migrație record mondial de 4 milioane circa de cetățeni români care nu mai sunt astăzi între granițele României, și va trebui societatea... Noi încă n-am început dezbaterea pe fond de România, pe migrație. Ce anume vom dori? Cum ne raportăm la intențiile de a avea imigranți vietnamezi? Cum ne raportăm la intențiile moldovenilor care, iată, sunt dubli cetățeni, foarte mulți? Problema e că nu o să vină doar vietnamezi și moldoveni, ci vin, da... din sudul sau din orientul. După părerea mea, migrația va fi un subiect de diviziune.
în Uniunea Europeană categoric. Așa spuneți, iarăși se va divide estul cu vestul. Văd ce se întâmplă în Germania, care a fost foarte generoasă în abordare, văd că are probleme interne majore. CSU anunță că opoziția doamnei cancelar pentru migrație poate duce la destructurarea, destrămarea coaliției de guvernare, deci ne putem aștepta la un impact politic major cu privire la această chestiune. Sigur, se încearcă o privire spre Africa să îndiguim migrația, dar trebuie să recunoaștem că nu este un fenomen care poate fi ținut nici între ziduri, nici între diguri și trebuie să ne gândim. Pentru că migrația este continuă într-o societate globalizată. Noi suntem un exemplu tipic de migrație permanentă în Uniunea Europeană și doi, m-am trezit eu în țară că nu am resurse umane necesare pentru a menține categoric economia. Și atunci va trebui să-mi iau măsuri interne pe de o parte, dar va trebui să avem o discuție foarte onestă și sinceră în România cu privire la deschiderea față de acest fenomen migrator. Trebuie să existe acele centre de integrare, nu a exact migranților. Exact asta voiam să ating. Ne-ați propus, domnule Sas, să vorbim despre bani. Păi hai să vorbim despre bani. Ceea ce e nevoie, e nevoie de un plan Marshall pentru Africa. Asta deja e o chestiune care începe să coaguleze un consens și anume e nevoie de bani mai mulți și bani europeni, deci bani din bugetul european, din fondul de dezvoltare și așa mai departe. E nevoie poate de împrumuturi, poate de sindicate bancare globale care să vină să intervină în Africa cu fonduri pentru a ridica nivelul de trai, pentru a asigura acolo resursa economică, pentru a crea locuri de muncă, pentru până la urmă, și nu vorbesc cinic, ci vorbesc ca un prieten al dezvoltării Africii, pentru a crea posibilitatea oamenilor să-și construiască viitorul acolo. Planul Marshall în 1947-8, după cel de-al doilea război mondial, a fost intervenția Statelor Unite și ale comunității globale într-o Europa distrusă de război, de bombe, de nenorocirile din al doilea război mondial. Acum avem o Africă distrusă nu de un război mondial, ci distrusă de corupție, de războaie civile, de facțiuni și de state eșuate, pentru că avem o serie întreagă de state nefuncționale în Africa, începând cu Republica Democrată Congo și tot bazinul de țări înconjurătoare. Și atunci aceste probleme trebuie cumva rezolvate de comunitatea globală și noi trebuie să ne jucăm rolul acolo în Africa. Noi, Europa. Pot să nu adaug pe scurt, ceva da. Foarte pe scurt. Eu sunt sătulă de sloganurile Uniunii Europene. Acest slogan, Plan Marshall pentru Africa, după părerea mea, nu are o fundamentare foarte clară. Haideți să fim foarte serioși. Dacă ne uităm în istorie câți bani Uniunea Europeană a acordat Africii, vom vedea că acest ajutor a fost fatal pentru dezvoltare. Va trebui să luăm lucrurile punctual, dar în primul rând să facem o analiză a structurii de migrație. Nu Africa este principalul furnizor de migrație, ci conflictele din Orientul Mijlociu în momentul de față. Nu suntem noi primii care mergem acolo, pentru că noi am ocupat puțin teritoriu. China deja este prezentă în economiile unor state africane, poate mai mult decât trebuie. Și va trebui să gândim să nu mai avem aceeași abordare precară și rapidă pe care am avut-o în anul trecut, atunci când am instituit acest mecanism. Să vedem ce va aduce summitul, da, următor. Eu cred că nu va aduce nimic. Dar rămâne să vedem, să ne convingem, să vedem declarațiile. Poate aduce chiar o schimbare de guvern Berlin. La Berlin, da. Vedem. Vă mulțumesc pentru participare și să sperăm că mai discutăm și altă dată despre afaceri și teme europene. Emisiunea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tiberiu Sas și vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom vorbi despre alte teme legate de afacerile europene. O seară excelentă vă doresc. La revedere!